Informație de breaking news la Antena 3. Sorin Ovidiu Vântu va fi eliberat. Tribunalul Ilfov este cel care a admis cererea. Ne spune însă mai multe despre acest lucru colega mea Ionela Lucan. Ionela. Bun găsit, este o decizie de ultima oră luată de Tribunalul Ilfov, care de altfel este și una definitivă, așa că Sorin Ovidiu Vântu va părăsi în cel mult 2 ore penitenciarul în care se află încarcerat. A fost o cerere de eliberare condiționată făcută de acesta pentru a doua oară, întrucât prima dată a fost făcută în mai și atunci instanțele de judecată au respins cererea sa. Iată că de această dată cererea a fost admisă. Ovidiu Vântu a solicitat să fie eliberat după ce a executat o bună parte din pedeapsă. În plus, el a invocat și motive de sănătate, pentru că starea lui s-ar fi deteriorat foarte mult pe parcursul detenției. Se afla, de fapt, la a doua condamnare după pedeapsa primită în dosarul privind șantajarea lui Sebastian Ghiță, dar și după pedeapsa primită în dosarul privind favorizarea lui Nicolae Popa. Ce urmează din punct de vedere procedural din acest moment, Ionela, după ce am aflat că Sorin Ovidiu Vântu va fi eliberat? Ne spuneai că e o chestiune de câteva ore până când va fi pus în libertate? În mod normal durează circa 2 ore. Sorin Ovidiu Vântu va trece mai întâi, cel puțin așa prevăd procedurile, și pe la spital pentru a-i se face analizele, ei se vor întocmi actele de eliberare, așadar este doar o chestiune de procedură și de îndată ce va reuși să-și adune lucrurile pe care le are în penitenciar, va primi înapoi probabil și banii pe care îi mai avea la dispoziție, pentru că știm foarte bine că orice deținut poate să aibă asupra lui o sumă de bani pe lună, pe perioada încarcerării, așa că imediat ce vor fi întocmite aceste acte și după ce toate formalitățile vor fi îndeplinite, Sorin Ovidiu Vântu va putea pleca acasă. Până la ultimele zile am discutat despre faptul că Sorin Ovidiu Vântu își lansase, am văzut un blog din penitenciar în care spunea că e pe patul spitalului din penitenciarul Jilava și a început cumva să dezvăluie foarte multe aspecte din lumea politică acolo. Încă se pare destul de interesat de ceea ce se întâmplă în peisajul politic. Da, au fost mai multe articole publicate de Sorin Ovidiu Vântu pe blogul personal. Au fost dezvăluiri, pe de o parte, ironice, pe de altă parte, așa cum Sorin Ovidiu Vântu le vede din închisoare, referitoare la actualitatea în care trăim. Vom vedea însă dacă va face declarații la ieșirea din penitenciar și dacă mai este interesat, așa cum susține pe blog, și curios de ce se întâmplă momentan în viața politică. Ne spuneai că este o decizie clar definitivă, Ionela, și că vorbim despre faptul că nimic nu se mai poate întâmpla de aici înainte. E adevărat, nu se mai poate întâmpla nimic în ceea ce privește cele două condamnări pe care evident le-a primit în dosarele în care a fost cercetat. Acum, dacă mai este vizat și în alte anchete, rămâne de văzut. Bun, și Angelica Enache este în legătură telefonică directă cu noi, avocata lui Sorin Ovidiu Vântu. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua. Așadar, Sorin Ovidiu Vântu va fi eliberat, este o decizie definitivă. Spuneți-ne ce urmează să se întâmple. Deocamdată va fi eliberat și își va petrece sărbătorile acasă. Nu există altă soluție de condamnare definitivă. Dosarele, toate celelalte dosare sunt în curs de soluționare în etapa fondului. Câte dosare? Despre câte dosare mai vorbim în acest moment, în afară de cele două în care a fost condamnat? Două dosare. Două dosare care se află în etapa fondului. Alte două dosare care se află în etapa de judecată a fondului. A fondului, da. Asta am înțeles că vă liniștește spunând că Sorin Ovidiu Vântu își va petrece clar sărbătorile acasă. Astăzi, procedural, ce se va întâmpla din momentul în care s-a aflat decizia? Urmează să fie eliberat, încă nu a fost pus în libertate. Până se îndeplinesc toate formalitățile legale, mai durează puțin. Și urmează să-și petreacă timpul acasă, să-și îngrijească de starea de sănătate. Ați luat legătura cu clientul dumneavoastră până în acest moment? Nu.
Dar a aflat, bănuiesc că este pus în libertate. Sigur că da, a aflat, s-a comunicat, instanța a îndeplinit toate procedurile și a aflat da. Soluția. Din urmează păcate... să fie eliberat. Da, mulțumesc foarte mult. Din păcate nu mai avem timp, așadar Sorin Ovidiu Vântu va fi pus în libertate. Aceasta este informația momentului. Primiți toate detaliile la fix. Vă așteaptă Alina Petrescu alături de invitații. Toate bune!